În primul rând, bună ziua! Eu mă bucur că ne revedem din nou după această scurtă, așa zisă, vacanță. Referitor la meciul următor, suntem încrezători, venind după o perioadă foarte bună, în care am câștigat, nu am luat gol, am înscris 6 goluri. Eu cred că suntem pe un drum bun, întotdeauna am fost pe un drum bun, chiar dacă unii au crezut în noi sau nu. Întâlnim o echipă destul de bună, o urmărim de foarte mult timp, știm ceea ce joacă, dar noi, stafful, avem încredere în jucători și cred că o să facem o partidă bună și o să luăm toate cele 3 puncte. Am avut 2 jucători la lot, unul dintre ei este aici, cu mine. Suntem foarte mândri de ei. Eu, noi, stafful, credem foarte mult în ei. Credem că sunt jucători tineri, jucători importanți, care în scurt timp ne vor face mândri, atât pe noi, cât și oamenii din club și orașul Cluj-Napoca. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, cu drag vă răspundem. Bună, Pantorul, întotdeauna a fost meciuri disputate cu Dipensia și când în sezoanele precedente ne aducem aminte și de acea împlângere drastică pe care a suferit-o cu Dipensia, a fost un scandal. Cum îi țineți montați pe voi și cum le explicați importanța unui astfel de meci cu Dipensia, chiar dacă lotul este nou? Avem un mare atu. Nu mai jucăm pe Electrica, jucăm pe Dan Păltinișan. Și aici eu cred că pentru noi este un atu. Doi la mână, jucătorii pentru noi sunt foarte importanti și Eric v-a spus întotdeauna de la primele conferințe că noi ținem foarte mult la ei și că este un lot care e o adevărată familie. Nu cred că trebuie să mai venim noi cu ceva să le spunem, pentru că ei sunt foarte conectați și fotografiile sau filmările care se fac la antrenamente, cred că lumea care înțelege fenomenul își dau seama că ei fac 100% și atunci pe noi și pe ei cred că nu-i sperie nimic. Nu contează cu cine jucăm, contează ca noi să ne facem jocul, contează ca noi să fim bucuroși că jucăm, asta e cel mai important în fotbal, să ai bucuria de a juca, părerea mea, și atunci nu cred că trebuie să le spunem ceva anume ca să-i motivăm. Suntem la un club mare și cred că asta e un lucru foarte motivator pentru ei. Sunt tineri și una este să joace la Liga 2 și una este să joace la Liga 1. O să le crească cota. Chiar discutam ieri cu Victor, cu Dican, și îmi spunea ce impact are echipa națională. Și atunci, noi ca și antrenori, ne dorim ca mulți dintre ei să facă pasul către un nivel mai înalt. Așa că respectăm adversarul, dar eu nu concep sau noi nu concepem să nu venim cu toate cele 3 puncte de acolo. Eu zic că se va juca. Chiar discutam cu Eric și cu Viorel și cu antrenorul de portari, cu Alex, și avem 4 meciuri foarte importante acum, în care dacă suntem băieți deștepți și noi suntem niște băieți deștepți și ei sunt niște băieți deștepți, putem să cam tranșăm ce înseamnă până în iarnă lupta aceasta. Nu neapărat ne dorim ca până în iarnă să fim locul întâi. Dacă ne va duce Dumnezeu acolo, 100% ne vom bucura. Dar eu zic că cu astea 4 etape, dacă putem să câștigăm toate punctele, stăm liniștiți la iarnă. Adică deja putem să abordăm următoarele cu mult mai multă încredere. Avem încredere, încă o dată repet, suntem încrezători și suntem pozitivi că putem să facem lucruri frumoase. Dar nu neapărat noi. Lucrurile frumoase vi le fac ei. Din câte știu eu, dacă nu mă înșel, cred că jucăm cu Brașovul aici. Din ce știu eu. Jucătorii au decis să jucăm la Bistrița și meciul cu Deju. Terenul încă am înțeles că nu este în cele mai bune condiții și atunci nu vrem să rupem ca să avem probleme pe mai departe. Și atunci am considerat că și o chestie, că ne-a mers bine la Bistrița, de ce să fim acum
nu știu cum să fim, să spunem anumite lucruri și continuăm acolo. Mai ales meciul cu Dejul, care este un meci destul de important. Pentru că am avut probleme cu ei și sper să nu mai avem probleme. Dar luăm pas cu pas, meci cu meci și vedem ce se va întâmpla. Dar 100% cred că meciul cu Brașov vor juca pe Cluj-Arena. Credeți că v-ați găsit norocul în avizită? Nu neapărat. Nu neapărat. Știi, jucătorii au anumite lucruri sau când le merge bine undeva, au o chestie asta de a merge pe ceva anume, să meargă pe drumul acesta. Și atunci le-am lăsat lor decizia să jucăm la Bistrița și cu Dejul, dar încă o dată, repet, nu neapărat asta. Dacă terenul era foarte bun și puteam să jucăm aici, să nu rupem, să nu-l distrugem, cu siguranță jucam aici. Ați văzut teren? Da, ne-am uitat pe teren și am înțeles că e posibil să se rupă. Mai ales că dungile care sunt una lângă alta, chestiile alea, rulourile alea care s-au pus, am înțeles că mai durează. Acum, cât? Nu știm. Nu cred că suntem noi în măsură să decidem cât durează suprafața să fie ok pentru a juca. Și atunci, repet, încă o dată, este decizia lor. Ei vor să joace acolo în meciul cu Dej. Atât de lucru, ca nu mai trebuie să-i tu sportul cu Jean-Contro. Apreciez și apreciez că ați venit și răspundeți presei, dar în condițiile care de două zile se discută despre demisia președintelui clubului Universitatea Cluj în Mărăduță, credeți că absența antrenorului principal, Eric Lincar, ar putea duce la speculații? Adică, într-un moment de genul ăsta, ar fi trebuit să vină antrenorul principal, nu? La o conferință de presă. Asta a ținut până acum, am regulat. Da, poate că Eric a vrut să evite lucrurile astea în momentul ăsta. Domnul Răduță chiar a venit acum două zile la noi a vorbit cu băieții, le-a spus despre ce e vorba, nu a dat foarte multe detalii, dar chiar eu am făcut o glumă și să nu o luați. Așa am spus că părerea mea că peste tot în fotbalul ăsta pleacă ori jucătorii, ori antrenorii. Aici cred că e o problemă cu președintele. Așa că nu vreau să discut despre așa ceva, nu cred că suntem noi în măsură să vorbim despre ce se întâmplă la nivel mai înalt și noi încercăm să ne facem treaba ce înseamnă vestiar, ce înseamnă teren, ce înseamnă rezultate. De aceea am fost aduși aici, noi suntem alături de jucători, jucătorii sunt alături de noi și atunci încercăm să facem bine nouă orașului și oamenii care cred în noi și ne vor binele nouă. Am și o chemare de tehnică pentru dumneavoastră, referitor la vârf Albert Voina. Dacă mai face parte din echipă, având în vedere că o a transferat un atacant pe Răducanu și în ultimele jocuri, Voina nu a fost prezent pe fără de joc, a fost vorba că se antrenează pe echipa U19. Știți ceva? Da, este adevărat. Este adevărat. Voina, Eric, a hotărât lucrul ăsta. Să nu mai facă parte momentan din lotul echipei mari. Și se antrenează cu Under 19. Acum, ce se va întâmpla pe mai departe, chiar nu știu ce să vă spun. În următoarea conferință poate vine Eric și vă spune mai multe despre Albert Voina. Na, chiar mă întreb un lucru care nu știu. Eu pot să spun ce înseamnă la echipa mare. Nu sunt jucătorii și au primit salariile, da? Da. Dacă nu mă înșel, au fost trei prime, s-au primit două prime, iar urmează prima care a fost ultima cu Zlobozia, care nu cred că... Deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Încă o dată, repet, avem și conducem niște jucători deosebiți care chiar dacă au fost niște întârzieri cu cele două prime, nu s-a întâmplat absolut nimic, se pregătesc foarte bine și noi suntem foarte mândri de ei, de ce au realizat și ce vor realiza. Și vreau și oamenii, încă o dată repet, vreau oamenii să fie aproape de ei, pentru că avem un lot tânăr, avem un lot care eu cred că peste 2-3 ani, eu cred că ne vor face mândri că vor ajunge sus de tot. Să fie sănătoși, important. Pentru că s-a vehiculat și insolvența la un moment dat.
Și eu mai primesc telefoane de la prieteni și mă întreabă ce ai făcut, ai mers la Cluj și intri în insolvență. Nu este adevărat absolut nimic. Din ce știu eu, încă o dată repet, e aici vorbesc ce știu eu. Și nu cred că și jucătorii câteodată când au apărut respectivul pe Cluj, dar nu știu ce, pe un ziar clujean, ceva de genul ăsta, un site, toată lumea, eram în autocar, dacă nu mă înșel, mergeam la cred că la Brăila, dacă nu mă înșel, și a apărut și tot spuneau că, aolea, ce se întâmplă, că nu știu ce, că nu știu. Și am spus, și Eric l-a spus, noi ne vedem de fotbal, ce se va întâmpla mai sus, nu știm, treaba noastră este pe teren și restul mai contează. Tânărul portar Dragoș Jisa face parte din nou sau tot reprezintă o soluție pentru viitor? Asta cred că ar trebui să, când va veni aici să vorbiți cu antrenorul de portar, cu Alex, se pregătește cu noi. Acum este un copil bun, vedem ce se va întâmpla pe viitor. Avem niște portari buni, avem un portar care este de aici și eu sunt mândru de el că uite că a venit vremea lui și țin minte că atunci când a debutat el, dacă nu mă înșel, la meciul la Buzău, a luat un gol mai ciudățel, dacă nu mă înșel, și mă bucur pentru el că uite că a închis poarta de 3 meciuri, nu primim gol și atunci este un om important și el. Cum sunt toți. Cu drag. Albert, tu cum vezi acest meci cu Vitesse? Da, într-adevăr, este un meci care nu trebuie neglijat. Adică niciun meci nu trebuie neglijat. Mergem acolo să luăm toate cele 3 puncte, să ne facem treaba și să ne întoarcem acasă. Cum a fost experiența pentru tine? Ca și cealaltă. De altfel, foarte bună. Am reușit să-mi fac jocul, să fie bine. Am câștigat ambele meciuri și am venit înapoi la Cluj să îmi fac treaba în continuare. Ești unul dintre jucătorii care s-au remarcat la un acest campionat. Personal, cum te simți alături de Alături de echipa mare mă simt foarte bine, mă bucur enorm de mult că am reușit să mă integrez în echipă, chiar nu mă așteptam să fie așa de bine, chiar și la meciuri. Este un feeling foarte, foarte plăcut să joc printre acești băieți minunați și da, încă nu sunt mulțumit cu ce am făcut până acum, deci în continuare vreau tot mai mult și mai mult. Da, dacă mă uit la fiecare jucător, pot să învăț ceva de la fiecare. Avem și niște jucători cu experiență care m-au ajutat destul de mult, mi-au explicat multe chestii, multe secrete, să zic așa, ale fotbalului și cu timpul o să cresc și ca experiență. În camera stai cu un coleg de vârsta ta sau cu un jucător mai experimentat? Am stat și cu un coleg de vârsta mea, dar am stat și cu un jucător, să zic așa, mai experimentat, 26 de ani. Sau de la cine mai, cu cine mai ai discuții fotbalistice înainte de meciuri? Cu Denis Ispas. Am vorbit despre meciuri și până acum el m-a ajutat, până acum cel mai mult. Unde îți vezi cariera mai departe? Deocamdată, anul ăsta vreau să fiu aici, la Cluj. Ca și orice junior vrea să ajungă cât mai sus posibil, Liga 1, dacă s-ar putea și în altă țară. Eu muncesc în fiecare zi și vreau să fac să fie totul foarte bine pentru mine. Ai un jucător preferat la Naționalul Senior? Am mai primit întrebarea asta, n-am un jucător preferat și am mai zis să mă uit în general la jucătorii care joacă pe poziția mea, încerc să-i analizez, să văd ce fac în anumite situații și să învăț de la ei. Cum ți s-a părut România cele două dubla cu Germania și Armenia? Da, chiar dacă în meciul cu Germania, Germania o echipă națională foarte, foarte bună, calitate mult mai multă, România însă a reușit să echilibreze, să zic așa, prin dăruință, prin faptul că s-au bătut, au alergat, atât că rezultatul nu a fost favorabil, știți fazele care au fost. Și în al doilea meci au reușit să-și domine adversarii, au jucat mult mai bine și au fost și învingători. Mai ții minte care a fost primul meci al naționalei pe care l-ai văzut și l-ai și înțeles, la poate o vârstă mai fragedă? Nu mi-amintesc clar. Ce jucătorul special din națională? Când erai cu
Nu știu, eu l-am remarcat pe Stanciu pentru calitatea lui, pentru modul în care vede el fotbalul. Mi se pare un jucător foarte bun și își merită locul acolo și chiar poate să tragă echipa după el în anumite situații. Poate părinții tăi ți-au povestit în trecut să ieși în stradă la victorie națională și aici în Cluj, nu știu dacă știi. Crezi că o să ajungi vreodată să scoți lumea în stradă după o victorie națională? M-aș bucura să fac asta. Chiar aș vrea. Ce reprezintă tatuajul de pe mână? Tatuajul de pe mână. În mitologie, șarpele care se mănâncă singur reprezintă ciclul vieții și merge pe o idee pe care mi-am fixat eu și cu ai mei de când eram mic, că orice ți s-ar întâmpla în viață, ea merge înainte. Mai ai Și și alte tatuaje? nu, ăsta e singurul deocamdată. Vor urma? Poate, o vedem. Cu? Sau încă nu? Deocamdată Cu nu. pisernul, cu vor. Care este cel mai periculos adversar pentru Universitatea Cluj din echipele care sunt prime șase? Știți cum Care este? întâlnim play-off, dacă unul reușește să califice. Eu cred că 100% vom reuși să ne calificăm acolo. Asta e și obiectivul nostru, per moment. Eu, din punctul meu de vedere, cred că Petrolul este un adversar puternic. Studiindu-i așa foarte mult, cred că este un... au îmbinat experiența cu tinerețea și cred că au făcut un lot foarte bun. Ne jucăm cu Ripensia acum și Ripensia l-au pun la Hermannstadt. Deci, eu zic că au avut și ei momentele astea, cred că și Hermannstadt au și ei presiunea asta cu tot se scrie de insolvență și că se ceartă între ei și lucrurile astea nu fac bine. Știți cum e când sunt probleme la nivel înalt, toate astea se duc către echipă și atunci mi se pare că presiunea cade pe echipă. Și noi suferim la punctul ăsta mental, nu numai noi aici la nivelul ăsta, eu cred că și la nivel înalt suferim mental. Și atunci, cu cât există presiune mai mare, cu atâta ei cad ca și jucători. Sunt jucători tineri, sunt jucători care presiunea câteodată... Se vede și o schimbare. Când jucam pe Cluj Arena, aveam puțină presiune. Când jucăm în altă parte, parcă presiunea nu e aceeași. Și Deci și atunci... suporte, da? Și Aveți și atunci... presiune de la partea mea suporte sau suporterii Da, cu este presiune. adevărat. Suporterii au venit după noi. De ce? Noi ne dorim întotdeauna aproape. Nu fugim de Cluj Arena, să nu se înțeleagă greșit. Nu, așa a fost să fie, nu a fost decizia noastră să plecăm de aici. Când va veni timpul și terenul va fi bun, suntem o echipă care încercăm să construim, suntem o echipă care ne batem pentru fiecare minge, ne trebuie un teren foarte bun ca să putem să pasăm și ca să putem să câștigăm meciurile. Și nu putem să jucăm pe un teren care se va rupe sau eu știu ce se va întâmpla, pentru că, spre norocul nostru, nu avem accidentați. Singurul care este Vale Alexandru, care va reveni în maxim 3 săptămâni. Da, deja a început recuperarea și este pe un drum bun. În rest, noi n-am avut probleme cu rupturi sau ceva de genul ăsta, n-am avut. Singurul care a fost ispasca, nici el n-a avut probleme cu mâna. Nu au fost probleme. Iar referitor la ce a spus domnul Hoffman, ar trebui să scoată prima oară oamenii din Cluj afară. Da? Și după aceea să scoată alții oameni. Pentru că asta e datoria lui pe moment. Iar el ce vă spune și cum vorbește, eu cred că crește de la zi la zi și cred că o să fie un pion important al acestei echipe. Și nu numai el. Sunt mulți tineri care sunt cu noi, care poate să facă pasul. E șansa lui în momentul ăsta să țină de ea, să țină de tricoul pe care îl are, pentru că și golul care l-a dat al doilea la Zobozia este un gol care rar se vede la un copil. Iar el, părerea mea, că nu mai este copil. El din momentul ăsta trebuie să... I-am spus și după meci, am spus că din momentul ăsta trebuie să crească. De aici, de la nivelul ăsta ce a jucat el cu Zobozia, trebuie să meargă mult mai sus. Aveți suspendat. Poftiți? Suspendat. Nu. Suntem ok în toate punctele de vedere. Chiar suntem ok. Până acum, din fericire, meciurile de pe teren propriu s-au soldat cu victorii. Deci nu a fost afectat faptul că a jucat mereu în deplasare.
evaluarea echipei, nu știu, că probabil terenurile nu au fost la fel de bune ca și, mai fel la gazon, ca și pe Arena. Da, este adevărat, aveți dreptate. Terenul de la Bistrița nu e un teren ușor, e destul de greu. Dar, mă repet, este dorința lor să jucăm acolo cu Dejul. Dar, încă o dată, vreau să luăm pas cu pas și vreau să câștigăm cu Ripensia și după aceea vorbim și de următorul joc. Dar, repet, terenul de acolo nu se rupe și asta e un lucru foarte bun. Circulă mingea destul de bine, e un jucător, e un teren foarte bun, e destul de drept și s-au învățat cu el. Nu trebuie să facem acum din asta că, repet, încă o dată, nu că nu vrem să jucăm aici, departe de noi gândul ăsta. Da? Nu se poate juca din nu se poate. Rupem și după aceea nu o să mai putem să jucăm. Nu o să mai putem să jucăm nici cu Brașovul și ne-am dorit foarte Da, este mult mai bine. Da. Este mult mai bine și atunci sperăm că oamenii din Cluj, fanii, oamenii care ne iubesc să ne susțină. Să ne susțină cu Timișoara, să ne susține la Bistrița cu Dejul și când venim aici cu Brașovul să avem 15.000 de spectatori. Da, cred că am avut două meciuri în care s-au turburat apele atunci când am jucat în meciurile de pregătire. Da, este o echipă bună, este o echipă tânără, este o echipă care joacă de un an, doi împreună, dacă nu mă înșel, cu câțiva jucători care au venit noi, care cred că le-au ridicat nivelul. Este o echipă bună pe care noi o tratăm la fel cum tratăm orice echipă. Pentru noi, toate echipele din Liga a doua sunt bune, sunt echipe care le respectăm și jucăm cu oricine. Nu ne este frică de nimeni, dar îi respectăm foarte mult. Ne respectăm adversarii noștri.